În perioada 4-7 iunie, la Târgoviște, s-a întrunit în ședință de lucru Comitetul Executiv al Comisiei de Dialog între Vatican și Consiliul Mondial al Bisericilor. Astăzi, o delegație a acestui comitet s-a întâlnit cu prafericitul părinte Patriarh Daniel la Palatul Patriarhiei. Subiectele abordate au fost migrația, secularizarea și conflictele militare din unele regiuni ale globului. Prefericitul părinte patriarh Daniel a primit în audiență o delegație a Comitetului Executiv al Comisiei de Dialog între Vatican și Consiliul Mondial al Bisericilor. Din delegație au făcut parte în altăresvințitul părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, comoderator al Comitetului, Excelența sa Martin Diarmuid, Arhiepiscopul Romano-Catolic de Dublin, primat al Irlandei și comoderator al Comitetului, precum și părintele profesor Ioan Sauca, secretar general adjunct al Consiliului Mondial al Bisericii. Prefericitul părinte patriarh Daniel a evidențiat importanța cooperării creștine în fața diferitelor provocări actuale, precum migrația, secularizarea și conflictele militare din unele regiuni ale globului. În acest context, Patriarhul României a subliniat importanța intensificării activităților cu tinerii pentru a contracara efectele negative ale secularizării și migrației. În numele delegației, Excelența sa, Martin Diarmuid, arhiepiscopul primat al Irlandei, a subliniat necesitatea aprofundării dialogului intercreștin adaptat contextului lumii de astăzi pentru a putea vesti cu mai multă tărie și cu deplină credibilitate Evanghelia mântuită. Lui Isus Excelența sa a amintit și de contribuția culturală și spirituală a comunităților de români ortodoxi din Irlanda la îmbogățirea societății irlandeze, multiculturale și plurireligioase. Prefericitul părinte patriarh Daniel a mulțumit primatului Bisericii Catolice din Irlanda pentru sprijinul acordat celor trei parohii ortodoxe românești din Dublin, în special parohiei Sfântul Columba, prin oferirea unui spațiu liturgic și a exprimat speranța că aceste comunități vor contribui la consolidarea și aprofundarea bunelor relații dintre cele două popoare și biserici. Ne-am întâlnit la Târgoviște comisia de dialog între Vatican și Consiliul Mondial al Bisericilor, ceea ce înseamnă Vatican și cele 348 de biserici care sunt membre în Consiliul Mondial al Bisericilor. S-a discutat care sunt cauzele care aduc război în lume și promovează conflicte și am căutat să găsim propuneri practice cum se poate realiza pacea și ce se poate face cu migrația din de astăzi. Comitetul mixt de dialog între Vatican și Consiliul Mondial al Bisericilor a fost înființat în anul 1965.